Bună seara, dragi copii! Ce mă bucur că ați intrat! Ancuța și Zian, bine ați revenit! Nu e nimic, dar i-am discutat cu mami, mă bucur că te-a convins să revii. Dacă vrei să mă crezi, eu chiar sunt un pic supărat că am greșit aici. Dacă te uiți la Stream Element, acum văd. Lecția, bună seara, Sophie. Lecția se cheamă deflecție, dar am scris deflecțis. Trebuie să schimb, să fac din S-ul ăla un A. M-au zis toți trei, da? Ebdelai, da, bun. Deci, având în vedere că e ora 5, haideți să începem lecția. Lecția este o lecție care noi am mai făcut-o, de se cheamă deflecție, și v-am pregătit niște diagrame. În primul rând, haideți să ne aducem aminte despre ce este deflecția. Deci, deflecția este un procedeu tactic, da, prin care o piesă adversă care este în apărare, deci știți că într-o partidă o piesă adversă poate să fie în apărare, în atac sau să doarmă. V-am spus eu, care e cel mai rău post pentru ea? Să doarmă, adică să nu facă nimic. Deci o piesă adversă care este în apărare, dacă noi o obligăm să părăsească câmpul pe care se află, ea nu mai poate să-și îndeplinească funcția de apărare și atunci noi putem profita foarte mult de faptul respectiv. Și uitați-mă, în toate pozițiile, ca să înțelegem, sunt vreo 30 de diagrame. Deci dacă facem puțin calculul, 30 de diagrame înseamnă așa, cam 2 minute de diagramă să discutăm. Da? Și pentru a merge mai ușor treaba și pentru a nu pierde mult timp la fiecare diagramă, pentru că, vă spun ceva, eu am, ca să spun așa, am plan să le facem pe toate 30. Da? Deci, la fiecare diagramă am făcut cu roșu piesa care trebuie, este în apărare și noi trebuie să o obligăm să plece de pe câmpul respectiv, da? Și în același timp am arătat cu verde câmpul pe care ea îl apără și esențial pentru noi ca să o, deci e esențial pentru noi să îndepărtăm să apere acel câmp sau piesă ca noi să ne facem de cap, da? Cum este această primă poziție? Deci uitați-vă la acest turn din E8, care este cu roșul, vedeți? El apără câmpul E6. Da? Dacă n-ar fi câmpul, n-ar fi turnul acesta la E8, noi i-am dat pur și simplu șah și mat. Vedeți? Și atunci noi trebuie neapărat, ca să obligăm această piesă, să nu mai stea pe coloana E. Și pur și simplu îi dăm turnul de la B8 la D8. Șah. Da? Ce poate el? Este silit să ne bată turnul? Da. Că altfel nu are unde să mute. Aici nu poate, aici nu poate, aici nu poate, aici nu poate. Și, dar în momentul când el bate acest turn, ce urmează? Dama E6, șah și mat.
Am înțeles în primul rând ce vom face în această lecție? Păi vă pun la fiecare întrebare, la fiecare poziție. Deci eu doar ca să vă ajut, vă arăt piesa care trebuie deflectată și ce apără ea. La fiecare, uitați. Deci, Daria, uite-te. Acum urmează așa. Deci această damă roșie, da? Foarte bine, Daria, da. Deci această damă pe care eu am făcut-o cu roșu, dama albă, deci acum suntem cu negru, da? Trebuie deflectată de pe acest câmp ca noi să putem să-i dăm șah și mat cu turnul. Vezi? Cum facem noi să obligăm această damă să plece de aici? Uite, prima. Atenție când spun a obliga. Foarte bine, Sofie. Daria, damă G3 nu este bună. Dar în schimb, Sofie a zis foarte bine, damă D2, șah. Da? Și acum, după damă ia pe D2, turn G6. Ca să înțelegi o chestie, Daria, deci la damă ia pe G3, damă ia pe G3, nu poți să-i dai mat. Îi iei doar un pion, dar să nu uităm că negru aici, el are avea deja o tură minus. Și acum negru zice, îți schimb și ultimul turn, îți dau șah. Da? Și acum albul câștigă aici, da? Scuză-mă. Așa, așa. Dar Daria, dar varianta propusă de Sophie, deci damă de 2 șah, da? Chiar dacă nu iei dama, dar dacă nu iei dama, nu ai avea decât tur F4, recunoști? Păi atunci îți bat, îți iau dama și iar când îi dama, iar îți dau mat. Zian, tu ai înțeles? Foarte bine, mă bucur. Deci asta, tot timpul vom face acest procedeu tactic în 30 de diagrame de aici încolo. Ia să ne uităm un pic aici. Suntem cu albul. Și avem, asta nu este cu mat, dar este tot așa, cu câștig. Deci noi trebuie să deflectăm acest rege de la E6, regele negru, pentru ca să ne dăm drumul la pion în față, să scoatem damă. Deci dacă împing acum milia pur și simplu, observi, vezi săgeata roșie de la rege. Ce joacă albul aici? Ca acel rege negru să nu mai păzească câmpul F6 și o să pot pleca în față. Veți observa la foarte bine, Zian, foarte bine. Oh, ce mă bucur, copile, deci nebun F5, șah, excelent. Și acum, dacă negru e băiat deștept, dar el oricum pierde. Deci, încă o dată, dacă bate nebunul, bye-bye, am scos damă. Dacă vrea să prelungească, poate să bată pionul. Dar în momentul ăsta, foarte bine, Sophie, am să-ți bat nebunul din spate, că ăsta, practic, a fost un fel de atac liniar, da? Și tu nu ai cum să scoți, că eu sunt în pătratul tău. Și după ce ți-l iau pe ăsta, ți-l iau și pe ăsta, ți-l iau și pe ăsta și rămân cu dita mai nebun în plus. Mă bucur foarte mult.
Ia să vedem. Aici trebuie să deflectăm această damă de pe linia 6 ca noi să-i putem da șahmat. Vedeți? Pot să fac acum această mutare? Damă F7 șah? Nu. Că dama mea este legată de dama neagră. Cum fac ca dama neagră să părăsească linia 6? Să pot să-i dau mat. Dama mea albă să nu mai fie legată. Dar ea, dacă joci nebun pe 4, îți iau dama. Bravo, Jean! Ia, ce revenire în forță avem! Bravo, Jean! Deci nebun C5. Deci ți-am legat dama și tu ești practic forța să o bați. Acest nebun, că dacă nu ți-au dama. Dar în momentul când bați, dama mea își poate face de cap. Mat. Deci observați, domnișoarelor, că eu nu pot să mai bat dama acum. De ce? Pentru că aș intra în șac de la... Zian este un elev. Și el este elev, dar normal el venea înainte de pandemia asta. Da? E posibil ca tu să-l cunoști, Daria. Și să fie posibil să-l cunoască. Oricum e coleg cu noi, da? Să știți că e de vârstă puțin mai tânăr ca dumneavoastră. Următorul exemplu. Ok. Aici avem această damă neagră. Ea este piesa neagră care trebuie deflectată. Ce păzește dama asta neagră? Câmpul E5. Da? Cum facem noi ca această damă neagră să nu mai păzească câmpul E5? Cine poate să-mi spună? Ok. După cum vedeți aici, armatele sunt aproximativ egale. Într-adevăr, albul are o calitate în plus, dar are și păturica spartă într-un fel și are doi pion dubli care fac cât unul singur. Și totuși, pion F4. Sophie, să știi că... Deci, încă o dată, Sophie, în primul rând, când joci F4, la o adică pot nici să nu-ți bat. Tu te gândești că dacă joci dama pe F4 să-mi iei calul, nu? Dar e posibil aici ca pur și simplu să joc cal C7. Deci nu trebuie să ne bazăm pe greșeala adversarului, Sophie. Vă arăt eu? Bravo, Daria! Daria, mai multă încredere în tine. Deci vreau să, când îmi propui o mutare, vreau să scrii așa. Turn A 6. Pof! Sau fără, da? Așa. Deci ori o scrii mutarea simplă, dar nu vreau să mai văd semnul întrebării. Că semnul întrebării mă face pe mine să mă întreb dacă nu cumva tu mă întrebi pe mine. Deci, într-adevăr, turna 6 este mutarea corectă. Dar hai să vedem de ce. Deci, după turna 6, trebuie să bați, că ți-am luat un cal, asta ar însemna că... Dar nici n-ai unde
cam pe unde să te duci cu dama asta. Deci trebuie să bați. Dar acum albul are acest șah. Da? Și el are două posibilități. Despre a treia nu mai vorbim. Că a treia e o prostie. Damă F6 la loc nu e apărată de nimeni, dama. Deci nu are decât nebun F8, dar nebun G7, dar ești mat în două mutări. Damă E8, șah, nebun F8, damă F8, da? Sau rege G8. Iar la rege G8 ar urma nebun D5, damă E6, nebun E6. Da? Bravo, Daria! Următoarea poziție, dama neagră este cu roșu, deci trebuie să o deflectăm ca ea să nu mai păzească acest câmp de la F8. Ce joacă albul aici? Cald de 5, dar ea să știi că este o mutare care nu mă silește pe mine să bat. De exemplu, la cald de 5 pot să joc foarte, foarte bine turn de 7. Și am făcut 3 bătăi pe căluțul ăsta. Și oriunde pleci, să zicem că o să pleci la B6, am să-ți dau șah. Nu. Foarte bine, Daria. Foarte bine. Turn de 1. Foarte bine, Zian. Deci acest turn de 1 într-adevăr este ucigător. Pentru că dacă stăm să ne uităm mai bine, dama neagră nu poate să rămână pe ultima linie și să împăzească mie acest câmp de la F8. Deci aici nu poate că e pionul alb, aici nu poate că e calul, aici nu poate că e dama, aici nu poate că e calul. Practic putem spune aici că pentru a păzi câmpul F8, negru nu ar avea decât damă E7, da? Dar la damă E7 am două continuări. Ori damă E7 și după turnia pe E7, turn de 8, șah și mat, ori... Deci albul are plăcuta alegere aici, plăcuta, poate să joace damă C8, da? Și asta tot la mate duce, da? Mate. Chiar asta e mai scurtă, e doar din două mutări, da? Bravo, bravo, bravo. Aici avem dama neagră, care trebuie să... fie deflectată să nu mai apere câmpul F7. Ce joacă albul aici? Asta e relativ mai ușoară decât celălalt. Cum facem noi dama neagră să nu mai apere câmpul F7? Daria, încă o dată, dacă ai fost atentă la asta definiție, deci încearcă să găsești variantele în care dama este forțată să
plece să nu mai apere câmpul F6. Nebun B6, în primul rând îți iau dama. Dar chiar dacă n-aș putea să-ți iau dama, aș bate cu pionul. Da? Este o încercare, dar nebunul ăla trebuie să se oprească cu un pas mai înainte. Nu Daria, cal pe 7 nu. Cal pe 7 din nou îți iau dama. Nu, nebunul pe aceeași diagonală, dar trebuie să oprească la C5 cu șah. Opa! Și în momentul ăsta negru este silit să bată nebunul. Foarte bine, Zian, foarte bine. Deci, Daria, să ne uităm. Regele nu poate pe coloana E, că e domnul turn aici. Nu poate nici la F7, nici la G8, că este... Ops, da, că este... Este, ca să spun așa, dama. Și aici negru practic are două continuări. Ori să bată, ori să joace, de exemplu, dama E7. Deci, încă o dată, aici negru are două continuări. Ori bate și îți dau mat. Mate. Sau bagă dama în față. Dar din nou îți dau mat. Mate. Că dama tot legată este, da? Ups. Bun. Aici trebuie să deflectăm dama neagră care apără acest câmp de la H7 verd. Ce joacă albul aici? Foarte bine. Turn de 7. Excelent, Daria. Deci, turn de 7 și practic negrul aici este silit să bată dama. Pentru că nu poate să-mi bată turnul. Dama lui neagră fiind legată de dama mea. Deci, el practic trebuie să bată dama. Dar în momentul ăsta îți dau mat. Excelent. Următorul, avem aici, cum deviem turnul negru ca să putem să-i dăm mat la G7. Dama fiind aici, scuză-mă. Turn 8. Doamne, ce elevi talentați avem în seara asta. Și într-adevăr, deci nu pot să-ți bat dama, că acest turn al meu este legat. Dacă, de exemplu, încă o dată îți bat turnul, îți dau mat, dama G7, da? Mate. Dacă tu te încăpățânești și nu vrei să-mi bași, să zicem că joci dama C4. Pe ideea că tu îmi bați și eu o să-ți bat cu dama. Păi da, dar acum turnul tău e legat și iar îți dau mat. Mate. Da? Bravo, bravo. Nu m-am blocat, Daria. Nu, nu. Nu m-am blocat. Încerc să vă explic cât mai clar posibil și de multe ori, eu fiind militar de carieră, îmi vin cuvintele mai greu în gură, da? Nu știu cum să vă explic cât mai clar posibil. Bun. Ah, ce vrei tu neapărat să găsești la mine o mică greșeală, da? Bun. Hai să vedem aici. Dama neagră trebuie neapărat să o deflectăm ca să nu mai apere câmpul de 8.
gata, gata. Cum facem ca să deflectăm dama neagră să nu mai apere câmpul de 8 și noi să-i dăm mat la de 8 cu dama? Bravo, Zian. Turn B1. Foarte bine. Și acum hai să ne gândim un pic. Dar dacă aici el joacă dama C7. Da, turn B1. Dar el răspunde cu dama C7. Ce jucăm? Acum nu putem direct dama de 8, că e dama la C7. Încă n-am izgonit-o de tot. Trebuie neapărat să-i mai jucăm un turn B7, da? Turn B8 ne-o ia cu dama înapoi, la B7 ne oprim Daria. Deci, Daria, încă o dată, dacă jucăm turn B8, îmi ia. Și n-am izgonit dama din apărarea câmpului de 8. Turn B7, foarte bine, Sofie. Dar turn B7, într-adevăr, îl silim pe domnul negru să plece. Da? Sau, dacă nu vrea să plece, trebuie să joace dama A5. Dar în momentul ăsta, practic, poziția este complet pierdută pentru negru. Că avem acest dama ea pe F7 cu mat. Ok. Bun, aici avem dama neagră, o vedem că e cu roșu, săraca, și ea apără, trebuie să o alungăm, să nu mai apere câmpul B8. Aici, într-un fel, putem spune că trebuie să alungăm și dama și turnul. Ia uite, la asta îmi fac eu mea culpa că nu v-am înroșit și turnul. Uitați ce joacă aici în partidă. Lăsați-mă și pe mine să fac una. Că mă simt gelos când vă văd cum le faceți toți pe toate. Numai voi și numai voi. Chiar devin puțin gelos. Deci aici, practic, albul aici joacă turnea pe A6. Da? Și deși la prima vedere pare o greșeală asta, pentru că negru are două apărări, dar după turna A6, dama A6, câmpul B8 nu mai este păzit de nici de turn, nici de damă și urmează damă B8 șah. Dacă bași turnul în față, ți-au cu dama fiind apărată de nebun, deci nu ai decât rege H7, dar acum urmează damă H2, mat. Da? Următorul exemplu. Aici din nou suntem cu albul. Și trebuie să deflectăm această damă neagră să nu mai apere pionul de la F7, să-l putem lua cu calul, să-i dăm șahmat. Ce joacă albul aici? Să știți că toate ședințele acum de sfârșit de an pe care le voi face online vor fi de genul acesta. Multe diagrame cu multe exerciții, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Nu da, turn G5, vreți să spuneți. Daria, dacă joci damă G2, te voi da eu mat pe tine. Deci, eu mă refer, iar dama G4 este chipurile o mutare,
dar nu îl silesc pe... Nu e nimic, Daria. Bună seara, Luca, foarte bine, mă bucur că ai intrat, numai ce am început, da? Deci vorbim tot despre deflecție. Suntem plini de exerciții, vom fi plini de exerciții tot timpul când veți intra online la acest sfârșit de an. Vom face exerciții cu principalele lovituri tactice care le-am învățat. Revenind înapoi, de Sophie, damă G4 ar părea bună dacă negru ar fi silit să bată dama. Că, într-adevăr, ei da mat. Da, fac și la club. Te aștept, Daria, mâine. La club, la acest sfârșit de an, mai avem mâine, mai avem marți și mai avem marța cealaltă. Deci, practic, în acest an, noi o să mai avem 3 ședințe la club. Mâine și marți și iar marți. Că pe urmă vine Crăciunul și pe urmă vine Revelionul, da? Dar mai discutăm mâine la club. Revenind acum înapoi. Deci, Sophie și Daria și Zian. Zian, tu ai propus o mutare foarte bună, turn G5. Ai scris turn G4, dar nu ți-ai dat seama, asta e G5 ca denumire. Pentru că asta e linia 5-a, da? Deci, într-adevăr, Zian, foarte bine. Mă bucur, Daria, că vii. Deci, turn G5 este mutarea câștigătoare aici. Pentru că, dacă îmi bați dama, eu nu-ți bat dama, îți dau mat. Acum vreau să înțelegeți următorul lucru. Dacă, de exemplu, negru joacă și el turne 8, păi eu am să-ți bat dama, da? Și pe urmă îți dau mat. Următorul. Aici avem o damă. Deci, Luca, ca să intri și tu în temă, la deflecție, la fiecare diagramă, am făcut cu roșu piesa adversă pe care noi trebuie să o deflectăm. Și ca să vă ajut cât mai mult, cu verde am făcut câmpurile pe care piesa respectivă le apără și de-aia noi trebuie să o deflectăm. Adică deflecția este un procedeu de alungare de pe câmpul pe care el stă, de obligare. Da? Deci aici piesa care trebuie neapărat să o deflectăm este dama neagră, care de fapt ea este supraîncărcată aici. Ea apără și câmpul de 8 și turnul din B8. Ce jucați aici cu albul? Candalensa. Nebun G3... Deci, Candalenza, mă bucur că ai intrat și tu. Deci, Nebun G3 este, ca să spun așa, Nebun B6. Deci, căutați variantele forțante. Deci, Nebun G3 îți bat turnea pe B3. Deci, să le discutăm pe fiecare. Nebun G3, turnea pe B3, Nebun C7... Turnea pe B2, nu obțin nimic. Nebun B6, Zian, cum zici tu aici. Deci suntem aici, nebun B6, ți-l bat. Ți-l bat cu dama. Deci cum fac eu ca dama aceasta să nu mai păzească nici turnul din B8, nici câmpul de la D8? Pur și simplu îi batem nebunea pe F7, șah. Observați? A înțeles toată lumea? Și după dama ia pe F7... Turn de 8 șah, nu poți să bagi dama, oricum nu e bine. Nebun F8, dama B8. Ești complet pierdut aici, da? Sau, să ne uităm un pic, că uite, mai văzut eu o variantă aici.
Dacă joacă rege H8, poate să joace, nu? Păi ar urma din nou dama ia pe B8, da? Dama ia pe B8, turn D8 și la nebun pe 8 avem matul ăsta. A înțeles toată lumea? Luca, în primul rând, tu mă auzi? Să trecem la următorul. Ceilalți toți mă aud. Luca, nu știu despre tine. Bine, Sofie, mă bucur că ai înțeles. Foarte bine, Luca. Deci avem aici, în această poziție, piesa care trebuie deflectată este nebunul de negru, care l-am făcut cu roșu, și trebuie deflectată ca el să nu mai apere acest pion de la F6. Ce jucați cu... Bravo, bravo, bravo. Ce jucăm cu albul aici? Luca, în primul rând, niciun nebun alb nu poate să ajungă la E7. Noi nu avem decât un nebun la C3. Deci, prin absurd, deși nu-i văd logica, chiar dacă ar veni acest nebun, ar zbura până aici. Daria îți bat, pur și simplu. Deci, când bați nebunea pe F6, am 3 apărări pe pionul ăsta. Am turnul din F8, nebunul din G7, dama din F5. Deci nu poți să bați în F6. Dimpotrivă, acel nebun nu trebuie să mai apere la F6. Să nu uităm că în poziția de început aici, noi cu albul avem 3 pioni în plus. Și într-un fel ne-ar place să intrăm în final aici cu albul, da. Deci cu cât am schimbat mai multe piese, am câștigat pentru că s-ar efectua mai rapid câștigul cu mai puține piese pe tablă. Deci uitați-vă aici, albul pur și simplu bate cu dama ia pe F8. Șah. Și-și forța să bați cu nebunul. Dar cum ai o zbat turnia pe F6? Da? Spuneți-mi și mie unde duceți dama aia. Că unde o duci, o pierzi. Deci dacă o duci aici cu șah, îți dau contrașah de la nebun. Bye, bye, da, mă. Practic, aici singura mutare bună pentru negru ar fi să dea dama înapoi. Dama ia pe F6. Vedeți dumneavoastră altundeva unde să duc dama asta, fără să o pierd? Nu. Poate cea mai bună mutare cred că asta ar fi dama ia pe C5. Dar și dama ia pe C5 tot ar urma, să zicem, turn F5 șah și după rege G8 turnea pe C5, nebunea pe C5 și aici pur și simplu îmi dau drumul la pion. Am 2 pioni în plus. Te bat. Da? Bun. Neclarități la această poziție? Încă o dată, deci o mai facem o dată. Dama ia pe F8 șah, forțat, și acum turnea pe F6. Problema este că în momentul când îți pică pionul din F6, regele negru, din păcate pentru el, este și pe diagonala A1-H8. Deci orice mutare de turn provoacă negrului un șah prin descoperire. Și nu poți pe unde să duci dama asta, na? Nu ai unde să o ascunzi pe tablă, fără să-ți o ia turnul alb. Cu șah prin descoperire, da? S-a înțeles de către toată lumea?
Ok. Mă bucur, Luca. Domnișoarelor, dumneavoastră aveți probleme, Zian, tu ai înțeles? Bun, 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 bun. Ah, ce bucuros sunt când înțelegem toată lumea. Foarte bine. Aici avem acest nebun de la E6, piesa care trebuie deflectată. Ca să nu mai apere pionul de la F7. Ce joacă albul aici? Observați că încet, încet devin puțin mai grele. Da? Dar nu este nicio problemă. De ce trebuie deflectat acest nebun? Nu e nimic, nu e nimic. Dar văd că și-a revenit, sper că și-a revenit calculatorul, da? De ce trebuie deflectat foarte bine candelanța? Foarte bine, Zian. Deci acest nebun H3, practic îi pune, ca să spun așa, probleme foarte mari negrului. De ce? Pentru că el ar vrea să bată, dar nu poate. Haideți să o luăm pe rând. Deci după nebunea pe H3 ar urma turnea pe F7, rege G8, turn G7 și cu mat imparabil. Rege H8, nebun H3, has. Dar hai să ne uităm totuși că în momentul când facem o astfel de mutare, trebuie să ne gândim și să luăm în calcul de fapt cel mai bun răspuns al negrului aici. Și dacă stăm să ne uităm un pic, deci încă o dată nu poți să-ți păstrezi nebunul pe diagonala asta, una că n-ai unde să o duci, a doua că ai pierde dama. Dar pentru negru se pune problema așa. El se gândește, albul are doi porcușori pe linia mea a 7. Un porcușor mai mic, turnul, și un porcușor foarte mare, dama. Cum fac eu să întrerup totuși legătura? Deci, de exemplu, aici negru poate să joace foarte bine nebune 7. Dar tot o astfel de mutare care este aproape obligatorie, pentru că acum chiar amenis nebunea pe H3. Practic mă lasă pe mine cu albul cu doi pioni liberi la mare, da? Pentru că aici pur și simplu albul joacă simplu. Nebune 6 și cu orice bați aici, să zicem că bați cu dama, bat cu turnul sau chiar cu dama și a rămas cu doi pioni care nu mai ai cum să-i oprești. Deci eviți, ca să spun așa, pierderea imediată, dar deja ai un pion ca material în minus, iar acești doi pioni sunt liberi, au drum liber la transformare. De fapt, dacă stau să mă uit aici, pur și simplu cu albul poți să joci direct C7, urmat de turn B8. Nici să nu te intereseze acest pion, da? Următorul exemplu. Avem aici, aceasta este puțin mai dificilă, dar vreau să văd dacă o vedeți, e mai dificilă datorită primei mutări. Dar, ca să înțelegi ce înseamnă să pui bine problema. Deci, ca piesă care trebuie să o deflectăm este acest pion de la E6, care apără acest pion de la D5. Cum facem noi să deflectăm acest pion să nu mai apere la D5? Aici, după cum observați, armatele sunt egale, da? Deci armatele sunt egale și la prima vedere negru poate să zică am centrul complet închis.
aceste exerciții sunt foarte bune și la mărirea forței de calcul a dumneavoastră, pentru că vă silește practic tot timpul să încercați să calculați, să vizionați tabla în cap după mutările candidat pe care vi le propuneți. Deci când îmi scrieți, apropo, când îmi scrieți mutarea acolo, vreau să și vedeți continuarea eventual, chiar dacă eu pe urmă am să vi le explic. Dar dacă vedeți și continuarea, bați cu nebunul și când bat cu pionul, practic, dai, de stai un pic, Daria, tu zici așa, nebun ia pe D5, ia pe D5 și eventual să bat cu dama pe F5, nu? Da, dar aici pur și simplu, într-adevăr, tu m-am menis dama F7, dar doar atât. Și pot să joc orcal F6 și nu mai e niciun șah. Pot să joc ori dama F6, dama E7, ca să parez acest șah la F7. Nu este asta mutarea. Ia, uitați-vă, vă rog, ce joacă albul aici. Direct dama ia pe F5. Dar de asta vă spun eu că trebuie... Corect, Zian. Deci dama ia pe F5, ți-am luat un pion, una la mână. Da? Și practic, în moment, și ți-am menin și mat. Deci, da. Iar când bați, urmează nebunia pe D5, șah, rege H8, cal F7, șah, rege G8, calea pe D8, șah, mi-a luat dama înapoi, rege H8, da? Și acum am la dispoziție acest nebun A8 și chiar dacă tu bați turnia pe D8, mă întorc cu nebunici înapoi, la P3 să zicem, și dintr-o dată am rămas cu armata mult mai mare. Am doi pioni în plus și o calitate. Bravo! Următoarea diagramă. Apropo, să știți că toate aceste diagrame sunt luate din partide de mari maestri. Sau cel puțin maestri internaționali. Deci sunt luate din finalurile unor partide între doi jucători puternici. Da? Deci nu sunt că mi-am pus eu piesele așa pe tablă și am zis hai să inventez. Nu. Deci ele au fost partide jucate. Suntem aici pur și simplu și în această poziție, ca să spun așa, Noi trebuie să îndepărtăm, deci cu roșu, ce piesă neagră este cu roșu? Dama. Trebuie să deflectăm această damă ca să nu mai apere câmpul E7. Ce-ați jucat cu albul aici? Și ați câștigat material. Practic, după mutarea albului din partidă, el rămâne cu un nebun în plus. Mai e puțin și vine Holy Holy, corect. Și dacă ai fost fată cu minte, înseamnă că acel Holy Holy îți va aduce un premiu, da? Corect, Luca, foarte bine. Deci, deși la prima vedere acest pion pare legat, albul pur și simplu bate calul. Și după dama ia pe D1, că altceva, altfel n-ai ce juca. Da? Dama ia pe E6, zbat turnul, dama E7, zbat turnul și zbat în continuare, rămân cu nebun. Dar și după dama D1, acest câmp nemai fiind păzit de către dama, albul împinge E7. Bye, bye. Grațias. Nu ai pentru ce, Luca, că ai răspuns corect. Deci aceste 7 îi pune negrului probleme deosebite.
Deci, dacă muți din turn, trebuie să muți undeva pe coloana D, ca să-ți aperi dama, da? Și atunci scot damă. Deci, încă o dată, turn D6, să zici, sau nu, turn D7. Scot damă cu șah, da? Și normal cu două dame te bat. Cea mai bună variantă pentru negru ar fi aici să bată damă. Dar atunci îți bat și eu turnul, scot damă din nou cu șah și am rămas cu un nebun în plus. Gratis, de la Gratias. Următorul exemplu. Aici negru este la mutare, că văd că o piesă albă este cu roșu. Da? Bun. Nu e nimic, răducule. Las că mai sunt, deci avem multe. De bine am făcut, suntem la 18-a diagramă și eu v-am pregătit 30. Deci tot mai avem 12, da? Deci lecția de azi, Radu, se cheamă deflecție. Da? Deflecția este acel procedeu tactic, îți aduc aminte din nou, prin care noi obligăm o piesă adversă care se află în apărare să-și părăsească câmpul pe care se află și noi să ne facem de cap, da? Bun. Și, Radu, ca să participi și tu cu folos la diagramele care vin acum, ajutător, la fiecare diagramă pe care o pun pe tablă, cu roșu am colorat piesa care trebuie deflectată și cu verde am colorat câmpul sau piesa proprie care el și-o apără. Deci aici piesa care trebuie să o deflectăm noi este această damă de la C2, pentru că ea apără acest câmp de la E4. Cum? Calghepa, Luca, bravo Candelanza. Candelanza, noi suntem în România? Că... Ai mai intrat la mine pe aici? Oricum, mă bucur că intri. Deci, turnea pe B2. Foarte bine. Bravo, Zian. Deci, acest... Luca, cal G4 nu are niciun rost. Cum să dai un cal? Că nu... Este prima dată. Mă bucur și sper să participi în continuare. Deci, acest turnea pe B2... Practic, îți înlătură ție dama de pe diagonala B1, H7. Am înțeles, mă bucur că... Deci după damă ia pe B2, urmează cale 4 șah și oriunde s-ar duce acest rege ia mat pe tablă. La rege H4 ia mat într-o mutare, da? Dar și la rege G2 ia mat, doar că ia în două mutări. Urmează damă F2, rege H1, cal G3. Felicitări! Radule, mă auzi? Iar dacă mă auzi, sper că ți intri în ritm, da? Ok. Bun, aici, deci până acum ne-am uitat la vreo 16-17 poziții câte fură, în care în toate era albul la mutare. Acum, ca să nu se supere negru că îi dăm bătăiță prea mare, deci... Suntem, vom vedea în care negru este primul la mutare. Dama neagră, dama albă este piesa care trebuie deflectată pentru că ea apără pionul de la G2 de mat. Ce jucați cu negrul aici? Și câștigați cel puțin material. Deci ori câștigați material, ori îl dați mat. Deci, practic, albul aici, dacă nu vrea să ia mat, trebuie să dea un turn, un nebun și un pion pe un turn. Pe un turn. Da. Pe un turn. Adică, practic, îi câștigăm un nebun și un pion degeaba. Să nu uităm că acum armatele sunt egale. Da? 3-3, 2-4-6, 2-4-6. Ce jucați cu negrul aici? Ca să deflectăm răutatea asta de damă care nu ne lasă pe noi să-i dăm mat la G2.
direct, Zian nebun, ia pe trei, îți bat cu nebunul. Ideea e bună. Dar nu poți să bați direct la E3 atâta timp cât e nebunul aici. Deci prima mutare ca să meargă nebun E3, care este? De fapt, aici este un fel de dublă deflecție. Deci întâi înlăturăm acel nebun cu turnia pe D2. Da? Normal că el trebuie să bată, că dacă nu rămâne. Rămâne cu... Și acum, într-adevăr, nebune 3. Da? Și în acest moment, dacă bați, e mat. Mate. Iar dacă nu bați, unde poți să muți dama ca să-ți păstrezi apărarea pionului din G2? Doar la F1. Dar după dama F1, zic foarte bine, hai să-ți dau întâi un șah la oha. Să mai iau și un pion. Ia uite ce hoți sunt. Rege H1 și pe urmă zbat. Și în acest moment, albul, dacă este băiat gigel și se uită mai atent pe tablă, zice, aoleo, am un nebun și un pion în minus. Și doi pioni în minus, da? Toată lumea a înțeles. Foarte bine că am nelanț. Aici avem o damă albă, care trebuie să o deflectăm, mă bucur Sofie, ca să nu mai apere câmpul G2. G2 sau H2? Cred că l-am făcut verde greșit. Da, să nu mai apere câmpul H2. Ce rost are să apere câmpul G2? Cred că H2 trebuia să fac verde aici. Scuze. Mă rog, și G2 și H2. Ce jucați cu negrul aici? Bravo, Candelanța. Se vede că e jucător de forță. Deci turn C3, într-adevăr. Acest turn C3 pe tine cu albul, nu damă H2, Luca, deci încă o dată, damă ia pe H2, nu-mi place, că o să dau practic un cal pe un pion. Dar acest turn C3 îmi atacă mie nebunul din D3. Nu pot să iau turnul, că atunci s-aș da damă H2 mat, da? Nu pot să plec cu el, că aș face două bătăi pe nebunul din E3, da? Nu pot să-l apăr cu dama, că pur și simplu turnul ăsta aș face de cap în continuare turnea pe D3. Nu pot să-l apăr cu niciun turn aici, da? Că ți-aș bate, scuză-mă, ți-aș bate în E3 și pe urmă în F1, deci nu pot să-ți fac nimic. Piesa de deflectat este dama albă, pentru a nu mai apăra pionul de la F3. Ce jucăm cu negrul aici? Ce poziție? Turn de 1 și când îți iau cu dama, Luca, deci, Luca, deci încă o dată noi trebuie să deflectăm dama asta, turne 3, uite ce spune Candelanța. Și asta este răspunsul corect, turne 3. Și acum să ne uităm, deci în momentul, nu turne 2 Radu, Radu
E2 este câmpul ăsta. Deci, dar turne 3, într-adevăr, foarte bine, Sofie. Deci turne 3, hai să ne uităm un pic, pentru că tot timpul când facem astfel de mutări, foarte bine, Luca. Deci când facem astfel de mutări, trebuie să ne uităm tot timpul și la răspunsul adversarului. De exemplu, e clar că dacă joacă turnea pe G4, pur și simplu îmi fac dama piesă torpilă. Dama ia pe G4, pe G4, turn de 3, am rămas cu un turn în plus. Dar să vedem dacă nu are, să vedem ce se întâmplă la nebunia pe 3. La nebunia pe 3. Îți dau șah, pur și simplu. Da? Nu, stai un pic. S-ar putea candelața ca la acest direct, dacă bați, tu spui dama ia pe F3. Păi da, dar la dama F3, rege G1, D3, scapă cu dama E2. Nu, dar bați direct. Stai să ne uităm. Deci bați direct aici cu șah. Asta e marea problemă. Deci trebuie să bați în E3 cu șah, cu pionul. Asta e corect. De ce? Pentru că acum, dacă te duci aici, îl iau pe ăsta din nou cu șah de la F1. Dar, în primul rând, dacă te duci aici, nu-i bine. Pentru că îți împing cu șah de la nebun. Și te-am făcut varză. Scot a doua damă. Iar dacă te duci la E1, îți bat turnul, mersi, am rămas cu un nebun în plus. Și deși ai tu niște șahuri pe aici, până la urmă scap de ele. Iar dacă te duci la F1, îți iau un F3 cu șah și din nou te forțezi să te duci la G1, da? Deci, direct, deci, stai, candelanța, ai înțeles aici? Deci, acest damă ia pe F3 șah, rege G1 și acum când bați aici, îmi joacă dama E2 și s-a pus pe post de blocări în fața pionului meu. Nu mai pot să mișc cu el. Bun, mă bucur. Nu e nimic, nu e nimic. Că tot timpul când facem din asta, atâta tot. E bine să ne uităm și la răspunsul adversarului. Că în fond eu așa învăț pe copiii mei. Bine, Daria, te pop și ne vedem mâine la clasă, da? La ore. Și în tot timpul le spun la copii să se uite la răspunsul adversarului. Deci aici avem turnul de la G1, piesa care trebuie. Da, Sofie, dama este cel mai prost blocher, dar în poziția respectivă, acolo o fi el cel mai prost, dar acolo scotea partida la capăt. Ca să spun așa, că ar fi rămas cu o calitate în plus și nu mai avea atac. Deci aici, revenind la poziția aceasta, deci turnul de la G1 este piesa care trebuie, trebuie ce? Deflectat. Asta e simplu. Ce jucăm aici? Deci ce joacă? Dama ia pe G4? Este, deci candelanța, tu zici, dama ia pe G4, dar stai un pic, în varianta propusă de tine, ne uităm ce câștigi. Deci am impresia că în varianta propusă de tine nu e câștig decât de pion. Deci dama ia pe G4, turn ia pe G4, turn pe 1, da? Dama e 1. Și cu orice bați, joc rege de 2. Și mi-e și turnul de aici. Da, este și asta o variantă. Eu văzusem direct. Deci aici, practic, turn pe 1. Zic eu că e mai direct. Deci turn pe 1, turn pe 1, că n-ai altceva. Și după aia dama G4.
Da? Dar și ata merge. Corect, Luca, te cred că văzusei. Bravo, Radule. Deci, Candelanța, să știi că și ata merge. Deci, încă o dată, dama ia pe G4 șah, sunt forțat să pat, că n-am altceva. Și acest turn pe 1, într-adevăr, îmi aduce mie, încă o dată, dama e 1, turn e 1, rege de 2, turn C1 și ce am în plus aici? Am în plus o calitate. Dar nu știu dacă mi-ajunge de câștig, mă rog. Dar tot, stau la câștig, e clar că aici, deci am o calitate și un pion în plus. E bună, nu zic că nu e bună. Dar dând așa și dând așa, mie mi se pare că acest turn pe 1 ți-a gâtul imediat. Dar știi de ce zic asta? Pentru că marele maestru a jucat-o pe asta într-o partidă reală. Deci încă o dată, ca să spun așa, astea sunt partide reale. Bun. Următorul exemplu, dama de la... care piesă-i cu roșu aici? Cine-i la mutare? Negru-i la mutare. Da. Deci turnul de la D1 este piesa care trebuie deflectată ca să nu mai apere dama de la D2. Asta e ușoară. Dar ce s-a făcut ora 6? Da, frate, e 6 și 5. Ia să vedem câte mai avem până la sfârșit. Hai că nu mai avem multe, mai avem 7. Mai rezistăm? Dacă vreți, încheiem și eventual facem mâine la clasă, dacă pentru cei. Ok, bun. Deci ce joacă negrul aici? Cum deflectăm turnul de la D1 să nu mai apere dama la D2? Corect, Candelanță. Cal pe 1 șah. Și practic ești forțat să bați cu turnul, că altfel îți iau dama cu calul. Deci asta e o furculiță de cal. Dar acum, după dama de 2, bye bye. Și un praz verde pentru săracul alb. Turnul de la E1 trebuie deflectat să nu mai apere câmpul F1. Rezistăm. Oh, ce dulce ești, Radule. Rezistăm. De parcă. Sper că nu văd. Pun la munci. Da, mă, ia pe E4. Uite că avem și un, ca să spun așa, un invitat de onoare care ne și ajută în multe exemple. Într-adevăr, răspunsul corect este dama E4, pentru că el, ca să nu fie mat sau damat, că nu poți să-i bagi dama în față, că ți-au turnul cu șah și te fac mat în două mutări. Dar și după turn E4 urmează turn pe 1, rege G2, matul ala, da? Bun, corect. Piesa albă care trebuie deflectată este dama albă ca să nu mai păzească acest câmp de la B2. Interesting, da. Deci, pentru ca dama albă turne 2, corect. Da, deci, acum știm că am văzut că e cu roșu și cu verde. Dar în momentul când ești într-o partidă practică la tablă, într-un fel vezi că e destul de dificil, dacă nu vezi calculul exact, să dai două turnuri practic pe un nebun. Deci încă o dată să ne uităm. Într-adevăr, răspunsul corect este turn E2. Și după nebun E2, turn E2, dama E2, trebuie neapărat să fii sigur că acest șac și mat îți iese. Deci, dama A1 șac are două câmpuri. Rege de 2 nu merge, e stupid că ești mat într-o mutare, nu? Deci nu ai decât rege C2 aici. Rege C2. Așa, ai dama B2, rege de 3, dama C3, am tras regele de mustăți.
afară și veci calcularăm bine, copii? Că F5 are rege de 5. Unde, Doamne, iartă-mă să mai duce puful ăsta? Păi D5 ne bate cu turnul, Zian. Deci F5, rege de 5... Deci încă o dată aici zici F5 și după rege de 5? A, tu zici corect, 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 stai, 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 ai dreptate. Deci D5 și la turn de 5 să joci F5. Stai să revenim. Deci e clar că trebuie să joace rege C2. Că la rege de 2 era mat. Deci e clar că trebuie să joci dama B2 șah. Ești forțat. Dama C3 se duce la B1, Radule. Nu, trebuie să-l tragi de mustăți afară. Rege D3. Stai să vedem aici dacă ne scapă ceva. A, nu, trebuie să bați aici. Dama ia pe B3, rege E4 și F5. Corect. Nu trebuie să bați, nu trebuie să-i dai la C3, trebuie să bați. Dama ia pe B3. Toată lumea înțelege, deci fiți atenți. Dama ia pe B3 șah, rege 4, deci linia 3 e păzită de damă și câmpul D5 e păzită de damă. Și F5 mat. Da? Deci, în loc, deci încă o dată noi de ce greșit să rămâi aici? Pentru că i-am dat acest damă C3. Un fel de sărut, dar nu este al morții. Asta e o prostie. Care rege de 5, rege e 4, rege de 5. Dar în loc de asta trebuie să jucăm dama ia pe B3. Încă o dată, dacă se duce aici și mat într-o mutare, deci el este forțat să vină la E4, F5, șah, mat. Da? Scuze. Am o vârstă și eu. Bun. Aici, pentru că avem piesă neagră cu roșu, înseamnă că suntem cu albul și pionul acesta trebuie îndepărtat pentru a intra la H8. Deci cum deflectăm pionul de la H7 ca să intrăm cu dama la, la H8? Scuze. Să știți că, vedeți că de asta, într-adevăr, trebuie mult calcul aici. De exemplu, aici turnea pe F8 ne duce pe noi la un lucru bun? Nu, nu e bun. Nu e bun candelanța. Deci turnea pe F8, pur și simplu poți să bat regea pe F8. Și scap. Te rog să mă crezi că scap. Într-adevăr, îmi dai un... Ah, nu, îmi dai un șah așa. Da, așa, atunci bat cu turnul. Bat cu turnul. Corect, uite ce zice Zian și asta e mutarea corectă. Nebunea pe G6. Deci
Deci acest nebun ia pe G6, mai asigură mie un pion și pe care tu nu poți să-mi bați nebunul cu nimic. Și în plus ai și turn în priză și pion în priză. Deci joci H. Deci încă o dată, dacă joci așa, îți dau mat. Dacă și ajunge la... Dacă joci H6, îți iau turnul din 8 și practic îți dau un nebun și îți iau un turn și un pion. Dar încă o dată să revenim, că și eu prima dată când am pus poziția asta, mi s-a părut că acest turn ia pe F8 decide partida. Dar turnea pe F8, după turnea pe F8, cum continui aici, Candelanța, că nu văd. Deci dama H7. Deși și ăsta s-ar putea să fie bun. Nu, cred că amândouă sunt bune. Că spică pe urmă G6 și spică și G7. Da, cred că amândouă sunt valabile. Ia ca fapt divers. Scuzați-mă că chit că mai întârziu. Ia să-l punem pe puful ăsta să gândească. Că el e cel mai deștept dintre noi. Ia uite, vedeți, zice nebunea pe G6, cea mai tare. A, nu, turnea pe F8. A, și pe urmă se răzgândește, iar nebun G7. Dar uitați că și la turnea pe F8 tot avantaj decisiv este. A treia mutare de obicei este mutare de calculator. Deci dama F4, mă rog. Dar primele două și turnea pe F8 dă tot avantaj decisiv pentru alb. Dar în continuare, uitați, prima, deci cea mai tare continuare și calculatorul vede ca fiind nebunea pe G6. Plus 15... plus 20, aoleu, n-o mai, nici nu ne mai uităm. Următorul. Deci avem aici, suntem cu negru, avem aici o damă albă care trebuie să păzească diagonala G1-A7. Din nou, asta e simplă, nu? Ce joacă negrul aici și câștigă instant turn de 2, corect. Și după aia cale 4, felicitări. Deci turn de 2, oriunde pleci cu dama asta, îți iau la B3 cu șah și la 1 turn de 2. Iar în momentul când îmi iei cu dama, joc cale 4 șah prin descoperire, bye bye damă. Bun. Suntem cu albul. Piesa care trebuie deflectată este dama ca să nu mai apere calul negru din D7. Cum facem noi să nu mai apere calul negru din D7? Dacă are șpil aici. Nebun B6 văd și eu, dacă îmi bat cu dama, stai că nu înțeleg. Într-adevăr îți iau calul, dar dau un nebun. Ce șpila? Stai un pic, ai dreptate, foarte bine, Radule, da, foarte bine. Nu mă uitai la armate. Deci în acest moment... Eu cu albul am o piesă ușoară în plus, am doi nebuni pe un cal. Și într-adevăr, la orice retragere de damă, să nu uităm că dama asta e în priză, la orice retragere de damă, ăsta și-a nebunul înapoi. Deci pentru a evita, scuze, pentru a evita pierderea de piesă în plus, deci practic pentru a încerca să rămână albul cu o piesă în plus, într-adevăr, mutarea corectă este nebun B6. Bravo! Și, deci, încă o dată, dacă bați nebunul, îți bat calul, nu poți să bați cu acest cal, el fiind legat, ți-a zburat dama, iar dacă muți damă C8, pur și simplu aici pot să joc damă de 6 și tot cu o piesă în plus rămân. Bravo, Radule, foarte bine. Foarte, foarte bine. Următorul exemplu.
Deci trebuie deflectat acest nebun ca să nu mai apere câmpul F5. Deci dacă n-ar fi acest nebun aici, i-a jucat cal F5 mat. Instant. Ce jucați cu albul aici? Puf. Observați că dumneavoastră cu albul aveți o piesă minus. Dar pentru piesa aia o aveți în minus, nu pentru... Nu nebun de 5, Radule. Nebun de 5, nu-l forțez pe el să-ți bată nebunul. Poate să zică să fii sănătos. Bate tu, că eu bat cu dama sau cu piun. Altă piesă ajunge la D5. Care să participe activ la atacul asupra acestui rege, dacă nu e bătut. Turn D5. Foarte bine, Radu. Deci acest turn D5, practic, cu amenințare, turn H5, ești mat imparabil, pentru că asta nu mai păturică nu mai e. Degeaba ai tu o piesă în plus aici. Iar dacă joci nebunea pe D5, cal pe 5, la revedere. Deci, încă o dată, ca să înțelegem mai bine, după acest turn D5 este clar că el nu poate să bată. Dar ce joci? Ce joci? De exemplu, dacă joci nebun G4 să oprești un H5, eu tot asta joc, tu un H5. Și la, ca să nu fi mat, nebun H5, cal F5. Bye bye! Da? Bun. Următorul. Ia câte mai avem, copilași, drăgălași? Am fost... suntem la ultima. Și putem spune că am încheiat această lecție care a fost destul de lungă. Sper că nu v-a supărat pe mine. Deci trebuie să deflectăm nebunul de la C8 care apără pionul de la E6. Dar de ce să apere pionul de la E6? Da, mă rog, hai. A, da, ca să nu... Dar stai că nu înțeleg, dacă vin direct cu dama la D6, ce se întâmplă? A, recalce 6, nu, stai, scuză-mă. Și nu pot să... A, de asta trebuie să deflectez nebunul de la C8 să nu mai apere la E6. Ca să pot să bat cu dama. Deci, bun, deci n-am rezolvat. Deci dacă joc direct dama E7 cu amenințarea, dama D6 cu amenințarea dama E7, îmi joacă acest calce 6. Deci atunci eu întâi trebuie să bat aici. Simpatică foc. Și la nebunea pe B7, că dacă nu joci nebun B7, am pur și simplu turne 7 mat. Observați? Dar la nebun B7, dama D6, îți ameninți mat în două locuri. La E6 și la E7. E bine? Sau vorbesc bălării aici? Mai ales că e ultimul și de obicei ultimul e cel mai dificil. Ia să vedem, are vreo contra aici? Are vreo contra aici negru să scape de mat? Deci, încă o dată, calci 6, damă de 6. N-ai decât cale 7 moarți. Ia să vedem, deci. Deci, acum calci 6 e lipsit de valoare. Ce aș putea eventual să-ți mai dau un șac de răzbunare? Nebunea pe G2. Schimba asta cu ceva problema? Regia pe G2? Nu schimbă, tot pe mate, știi. Da. Sper că v-a plăcut lecția de azi.
Am avut și o prezență bunicică. Și apropo, deci mâine ne vedem la club. Și aici ne mai vedem, sper să ne revedem în aceeași formație, sâmbătă, de la 5 la 6, da? Mersi și eu, Zian, pentru prezență. La revedere, o seară bună la toată lumea. Deci aici ne vedem, sper să ne vedem sâmbătă. La revedere. La revedere, Sofie. La revedere. Candelanța, mă bucur și eu pentru prezență. Mersi pentru că a intrat pe site-ul meu. La revedere. La revedere.